Domnul să te binecuvânteze, frate, și să mă binecuvânteze și pe mine. Amin. Aleluia. Să fiu scurt. Și voi fi scurt, cu ajutorul Domnului. Zice, ei au venit după el, nu că pentru că... Ea venit pentru mâncare, pentru pâinea aceasta care e satură stomacul și ne face burtică o țără. Zice el, lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care vă dă Fiul omului, căci Tatăl, adică însuși Dumnezeu, pe el l-a însemnat cu pecetea lui. Dar dacă mai mergem jos, ei l-au întrebat, ce să facem? Și el a spus, lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți! Să credeți în acela pe care l-a primit pe el, adică pe Fiul Dumnezeu. Ce semn faci tu, deci, ca să te credem? Citiți la versetul 30. Ca să te credem pe tine, ce lucrezi tu? Părinții noștri au mâncat mană în pustie, după cum este scris, li s-a dat să mănânce pâine din cer. Iisus le-a zis, dacă ei acum le-a dat replica lui Domnul Iisus, a crezut că îl închide pe Domnul Iisus. Dar nu l-a închis pe Domnul Iisus, că Domnul Iisus le-a explicat. Iisus le-a zis, adevărat vă spun că Moise nu v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl meu va da adevărata pâine din cer. Că pâinea lui Dumnezeu este aceasta. Este să pogoară din cer și dă lumii viața. Doamne, i-au zis ei, dă-ne întotdeauna pâinea aceasta. Oh my goodness! Iisus le-a zis, eu sunt pâinea. Aleluia. Eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va plămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Dacă mergeți puțin mai înainte, când samariteana, când îi cere apă Domnul Iisus, Doamne, dă-mi apa aceasta, care să nu mai vin să mă încălcesc, să aduc de aici, să duc de la fântâna asta de departe, Domnul Iisus îi spune, eu sunt apa vieții. Și aici la acești oameni le spune, eu sunt pâinea și apa. Și în această seară Domnul vrea să-ți spună, eu sunt pâinea vieții, vino și mănâncă din ea. Eu sunt cel ce am vărsat sângele pentru tine, vino și împărtășește-te cu sângele meu și mănâncă din trupul meu. Pentru ce? Pentru ca să pomenești moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul! Să știți, fraților, Iisus a spus, eu sunt pâinea vieții, dar la versetul 36 spune așa, dar v-am spus că m-ați și văzut și nu credeți. Tot ce mi-a dat Tatăl va ajunge la mine și pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară. Nu te găsi că ai venit prea târziu, Domnul nu te izgonește. Atât timp cât ai încă suflare, atât timp încât inima îți bate în piept, atât timp încât auzi cuvântul, vino, întoarce-te, căiește-te, iartă-te, împacă-te cu vrăjmașul tău, pogoară-te în genunchi și spune, Doamne, ce nu pot eu? Ajută-mă Tu! Dacă nu pot ierta, ajută-mă Tu! Dacă nu pot uita, ajută-mă Tu! Dacă nu pot înainta pe cărare că am prea multe păcate sau am mai multe povești și mă apasă în minte și le visez noaptea să mă tulbură vecinii și mă tulbură prietenii și mi-amintește de păcatele mele, ajută-mă Tu! Tu nu izgonești pe nimeni afară! Atâta timp când dă în hai viață și atâta timp cât îmi poți sufla și atâta timp cât poți să te căiești și să te întorci, întoarce-te și Domnul să te ajute la aceasta. Zice, și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat el ca să înviez în ziua de apoi. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Dacă nu avem această credință, suntem de plâns. Dacă noi nu credem că Domnul Iisus Hristos s-a născut dintr-o fecioară, a fost răstignit, a fost îngropat și înviat, și stă la dreapta Tatălui, alergarea noastră și osteneala noastră n-are niciun rost.
Trebuie să-L credem. Căci El a venit în trup, El a suferit, El s-a jertfit, El a înviat și s-a arătat apostolilor în trup. S-a arătat în trup, băgați seama ce vreau să spun. Ce fel de trup? Trup duhovnicesc, care n-a mai fost legat de timp, n-a mai fost legat de pereți, n-a mai fost legat de uși, n-a mai fost legat de spațiu, un trup duhovnicesc pe care ți-l va da și ție dacă te împărtășești cu trupul și cu sângele Lui și dacă aduci aminte celor din jur căci tu ești copilul lui Dumnezeu. Să te ajute Bunul Dumnezeu în această seară când te apropii de trupul și sângele Lui, să mărturisești cu viața ta, cu cuvântul tău, cu alergările tale, că ești copil născut din nou, că ești al Lui și tu îl reprezinți pe El ca un ambasador pe acest pământ, cu toate scăzămintele care le ai și cu toate șchiopăturile care ai, ești născut din nou, reprezinți dumnezeirea pe pământ. Să te ajute Bunul Dumnezeu să faci lucrul acesta, să mă ajute Bunul Dumnezeu să fac lucrul acesta și haideți să agreem unii cu alții că și Dumnezeu ne vrea și nu vrea să ne pierdem, ci să ajungem în moștenirea veșnică. Amin. Amin. Praise the Lord, praise the Lord, ce cuvinte minunate ne-a spus fratele Cornel. Vreau să întăresc ceea ce a spus el, privire la învierea Domnului Iisus Hristos. Apostolul Petru spune lucrul acesta, că a murit în trup, că a fost răstignit, dar a înviat în Duh. Și după ce a înviat în Duh, așa cum a spus și fratele Cornel, nu a fost obstacole pentru Domnul Iisus Hristos. Știm că chiar în seara aceea, unde când Domnul Iisus Hristos mergea spre Emaus și a întâlnit pe cei doi ucenici care vorbea, ucenicii zice că erau cu ușile încuiate și din frica iudeilor. Dar Domnul Iisus Hristos a intrat și a ajuns între ei și a zis, pace vouă. Deci, slăbit să fie în numele Domnului pentru lucrurile sale minunate. Dar vreau să zic câteva lucruri și apoi trecem la serviciul de cina Domnului.